Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Trăim vremuri destul de complexe. Situația în acest moment este una destul de stresantă pentru mulți dintre noi. Dacă noi ca adulți avem mecanisme psihologice prin care reușim să facem față stresului acestor zile, lucrurile stau diferit în cazul copiilor noștri. Există multă incertitudine, mult necunoscut. Iar pentru a afla, de fapt, răspunsuri la întrebarea ce pot să fac pentru copilul meu în aceste momente, este bine de fiecare dată să consultăm specialiștii în domeniu. Astăzi avem ca invitat unul dintre cei mai buni specialiști în tot ceea ce înseamnă până la urmă intervențiile psihologice pentru copii și adolescenți. Vreau să-i mulțumesc colegii mele, Oana David, conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru faptul că a acceptat invitația mea. Oana, mulțumesc tare mult pentru prezența ta în această emisiune. Mulțumesc mult și eu pentru invitație, Cosmin. Așa cum am zis în partea de introducere, e o situație destul de complexă. Simplu spus, cum putem să-i ajutăm pe copiii noștri? Ce putem face pentru ei în aceste momente în care stresul, școala online, toate aceste lucruri pun presiune asupra lor? Încercăm deja de multă vreme să găsim răspunsul la această întrebare. Sigur că ne preocupăm acum mai mult decât oricând, probabil, de sănătatea mentală și emoțională a copiilor, ținând cont de situația aceasta tristă, da, pandemică, și de schimbările cărora ei trebuie să le facă față în aceste vremuri. Dar vreau să vă spun că sănătatea mentală a tinerilor, a copiilor și adolescenților reprezintă și reprezenta o preocupare globală și o problemă serioasă chiar și înainte de pandemie. Prevalența tulburărilor mentale în rândul tinerilor, a copiilor și adolescenților era și este ridicată. Vreau să vă spun că unul din cinci copii prezintă la un moment dat o problemă de sănătate mentală. Și dintre acești copii, iarăși la rândul lor, doar unul din cinci dintre cei care ar avea nevoie și ar putea să aibă o problemă de sănătate mentală diagnosticabilă primesc cu adevărat suport. Da, au tratamente care să le fie accesibile. Și situația aceasta este extrem de tristă, în condițiile în care jumătate dintre cazurile de tulburări mentale de-a lungul vieții încep înainte de vârsta de 14 ani. Deci se instalează de timpuriu în momentul copilăriei sau adolescenței. Deci am avea nevoie intervenții înainte de instalarea acestor probleme și de intervenții care să le fie accesibile acestor copii. Pentru că vestea bună este că psihologii s-au preocupat de acest domeniu, au investigat eficiența unor tratamente psihologice și avem intervenții care știm că funcționează bine pentru ameliorarea simptomatologiei, dar și pentru prevenția, pentru că, repet, asta ar fi cheia până la urmă, prevenția acestor tulburări mentale și a celor emoționale în special, pentru că sunt cele mai prevalente tulburări mentale pentru copii și adolescenți, dar și cele care sunt cel mai frecvent nediagnosticabile. Și atunci, în condițiile în care noi știm care este problema, avem tratamente și programe de prevenție care știm că funcționează, problema reală, care se leagă de întrebarea ta foarte bine, este cum facem, în general și în aceste vremuri în special, accesibile, da, aceste intervenții care funcționează, care sunt validate științific pentru copii și adolescenți. Pentru a reduce acest cost imens la nivel personal, pentru că toate aceste probleme sigur că le afectează, da, funcționarea, le afectează viața, le aduce suferință atât copiilor cât și familiilor lor și până la urmă sunt o povară pentru societate. Practic, noi ne-am gândit la o soluție și lucrăm la ea deja de 8 ani de zile, care să fie accesibilă pentru tineri, pentru copii și adolescenți, în primul rând, pe baza tehnologiei. Deci ne-am gândit să folosim tehnologia pentru a aduce către copii și adolescenți tocmai aceste intervenții validate științific, și anume intervențiile cognitiv-comportamentale.
intervenții care știm că sunt eficiente, deci pachete și protocoale care au fost deja testate, dar nu doar atât, ci și pachete care să fie preventive, deci de intervenție timpurie. Și un aspect foarte important, care să și fie atractiv pentru ei. Pentru că altfel ar putea să le punem la dispoziție intervenția, dar ei să nu fie interesați să o acceseze. Sau după ce o accesează să nu reușească să o urmeze până la capăt. Și atunci, pentru copii și adolescenți, componenta de atractivitate este mod special de interes. Și am dezvoltat pe baza unui grant de tip parteneriate, finanțat de Guvernul României, un joc terapeutic unic la nivel internațional, jocul Rethink. De ce este el unic? Pentru că mai sunt alte câteva inițiative la nivel global. Este tocmai prin această focusare de tip transdiagnostic asupra tulburărilor emoționale și prin targetarea tocmai acelor mecanisme etiopatogenetice care au fost documentate în cadrul studiilor. Și atunci, jocul acesta, practic, îi ajută pe copii de vreme să își antreneze acele abilități care sunt relevante pe baza pachetelor validate științific, cognitiv-comportamentale, în așa fel încât să facă față mai bine stresorilor și acestor provocări cu care ne confruntăm și se confruntă și ei în momentul prezent. Jocul îi captează pe copii prin faptul că le oferă din start misiunea de a salva pământul de sub stăpânirea lui Iraționalius, care este personajul negativ, care le-a furat mintea bună oamenilor, minte care ajuta odinioară să gândească sănătos și să fie fericit. Și între timp, Iraționalius i-a învățat că tot ceea ce își dorește ar trebui cu necesitate să se întâmple. Deci iată ceea ce noi psihologii știm că reprezintă acele distorsiuni cognitive care sunt implicate în tulburările emoționale. Sigur. Atunci, copiii, utilizatorul, practic primește această misiune și trebuie să recupereze 7 teritorii și odată cu recuperarea lor, în fiecare teritoriu și nivel al jocului, va câștiga o abilitate esențială pentru care să-l ajute să facă față dificultăților emoționale. Învață abilități de recunoaștere a emoțiilor, învață abilități de relaxare și mindfulness, învață abilități de rezolvare de probleme, învață abilități de schimbare cognitivă, învață abilități de contracarare a distorsiunilor negative înspre pozitiv, cum anume să-și antreneze atenția înspre stimul pozitiv, respectiv abilități de compasiune și autocompasiune în final. Deci toate abilități care să-i ajute să facă față, repet, dificultăților și stresorilor. Sună foarte bine și sunt convins că acest caracter ludic îi ajută. Îi ajută foarte mult pe copii, fiind o chestie ludică care îi atrage, apropo de accesul la aceste programe până la urmă. Și atunci poate ne spui mai multe despre felul în care acești copii pot accesa, de fapt, acest proiect. Cum pot intra ei în acest proiect? Noi chiar acum pregătim două studii și există o platformă, app.rethinkplatform.ro, în care ei sau părinții lor pot să-și creeze un cont și să fie evaluat pentru a fi incluși în acest program de intervenție. Dar eficiența jocului, practic, noi am testat-o anterior. Deci pe baza proiectului pe care l-am realizat, noi am testat inițial eficiența jocului în comparație cu un program standard de prevenție, care era standard treatment în domeniu și cu o listă de așteptare. Și rezultatele acestui studiu clinic controlat l-am publicat în 2019 într-o revistă prestigioasă de psihiatrie, European Journal of Child and Adolescent Psychiatry. Și am obținut rezultate pozitive în ceea ce privește antrenarea abilităților lor de reglare emoțională, reducerea acestor distorsiuni cognitive a cogniților iraționale, respectiv îmbunătățirea dispoziției depresive și acele anxioase a copiilor. Și acum, trialul pe care noi îl pregătim și pe care îl vom realiza, de fapt presupune includerea acestui joc într-o intervenție mai amplă,
Integrarea lui cu alte metodologii și alte tipuri de intervenție care sunt menite să susțină generalizarea rezultatelor în cazul copiilor, spre exemplu, tehnologii mobile care să-i ajute să acceseze suport în momentul în care au nevoie. Practic și părinții lor pot beneficia de suport în așa fel încât să învețe cum anume să-i susțină în momentele în care observă că au dificultăți emoționale. Mulți dintre părinți, spre exemplu, ai copiilor care sunt preadolescenți, nu știu exact, observă modificările în dispoziția lor, în modul în care ei răspund, dar nu sunt pregătiți pentru a-i aborda. Și de multe ori apelează la noi și ne întreabă ce mă sfătuiți, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să-l ajut. Ei bine, prin această platformă ei pot obține, da, sugestii, pot beneficia de metode care să-i ajute, atât instrumente video și exerciții, instrumente de monitorizare care să-i ajute, inclusiv contact cu specialist. Și toate acestea sunt gratuite pentru că sunt accesibile prin intermediul celor două proiecte. Este un lucru grozav și cred că mulți părinți se bucură pentru că află de existența acestui proiect. În același timp, mă gândeam de fapt la nivel observațional, care crezi că sunt semnale de alarmă prin care un părinte să-și dea seama că de fapt copilul lui începe să prezinte o problemă emoțională? Deci, în primul rând, ar fi schimbările de dispoziție, da, dispoziția scăzută. Ar trebui să-i dea de gândit, asociată cu o serie de comportamente, cum ar fi pierderea interesului pentru ceea ce făcea plăcere, pentru activitățile plăcute dinainte, sau faptul că nu mai accesează o serie de activități tot așa obișnuite, care făceau plăcere legate de prieteni, de sport și așa mai departe. Sunt o serie de schimbări care pot ține de funcționarea copilului într-o serie de roluri, de activități pe care le are de îndeplinit. Respectiv, o serie de modificări în ceea ce privește rutinele copilului, somnul, de exemplu, apetitul. Și nu numai dispoziția scăzută, ci și iritabilitatea copilului sau stări de anxietate, spre exemplu. Acum, toți putem avea stări de anxietate, dar în cazul în care părintele observă că nu sunt chiar tranzitorii, deci că sunt mai degrabă stabile stările acestea de anxietate și că copilul nu reușește să-și controleze îngrijorările, da? Ele sunt prezente majoritatea timpului. Dispoziția aceasta persistă cel puțin 2 săptămâni, da? Deci sunt o serie de indicii care să-l conducă pe părinte înspre a solicita ajutorul specialistului. Pentru că inclusiv această platformă este una preventivă. Deci în momentul în care părintele își dă seama că copilul prezintă o serie de factori de risc, da? Că în istoricul lui a avut dificultăți de a-și regla emoțiile, atunci poate beneficia de suport prin intermediul proiectului nostru. Dar dacă consideră că aceste modificări ar putea să fie probleme care sunt mai severe, da? Care spunem noi că sunt de nivel clinic, atunci ar fi important să solicite. Ești unul dintre cei mai reputați experți români în coaching la nivel internațional. Aș vrea să facem așa o paralelă sau să facem așa un fel de bridge, un fel de pod și să trecem puțin la partea de studenți, pentru că și studenții au foarte multe probleme în prezent. Dacă ar fi să te gândești la câteva recomandări, pentru că noi evităm să dăm sfaturi, la câteva recomandări pentru acești studenți, ce să facă, care sunt la fel semnalele de alarmă, acele red flags-uri care pot apărea în anumite contexte, cui să se adreseze, adică cred că i-ar ajuta foarte mult, pentru că în acest context în care incertitudinea, așa cum am zis, încă de la început este prezentă, o recomandare bine, bine documentată și avizată i-ar ajuta enorm de mult. Sunt multe resurse la care putem face apel când suntem stresați și coachingul este una dintre intervențiile care, să spunem așa, sunt ușor de accesat și lumea este mai deschisă înspre acest tip de intervenții, tocmai datorită stigmei care este asociată de multe ori intervențiilor psihologice sau psihoterapeutice. Și atunci trebuie să știe că dacă solicită coaching, acesta se adresează persoanelor care doresc să-și optimizeze funcționarea, să-și atingă o serie de obiective, dar și să-și gestioneze dispoziția mai bine sau să-și reducă nivelul de distres. Ca și recomandări,
Sigur că studenții pot să ceară ajutorul centrelor de consiliere. Noi avem Clinica Universitară de Psihologie în cadrul UBB. Voi aveți iarăși un centru și le recomand cu încredere să vă ceară ajutorul în astfel de situații, pentru că pot învăța abilități extrem de utile de relaxare în asemenea situații, cum anume să-și răspundă, da, acestor gânduri pe care le au și care sunt conectate cu reacțiile lor de stres. De asemenea, pot să acceseze intervenții tot așa, care sunt bazate pe tehnologie. Noi, spre exemplu, am dezvoltat o aplicație mobilă care se numește PsyPeers și care este menită tocmai spre a ajuta pe oameni să facă față mai bine stresului emoțional pe modelul medicinei personalizate. În așa fel încât foarte repede, odată ce își monitorizează dispoziția și aplicația detectează care sunt erorile de gândire, ei primesc ca un soi de rețetă psihologică, în care este inclusă o pastilă reprezentând o modalitate nouă de a gândi, pe care noi o numim rațională sau funcțională, și care, odată ce este repetată și exersată, îi ajută să-și gestioneze mult mai bine distresul și dispoziția, și în final să-și reevalueze și să vadă dacă, într-adevăr, s-a modificat dispoziția lor emoțională. Și noi am evaluat și eficiența acestei aplicații într-un studiu și am obținut rezultate pozitive. Se pare că ajută în schimbarea acelor emoții care sunt disfuncționale. Ok, discuția este din ce în ce mai interesantă, astfel că nu mă pot abține să nu te mai întreb, să-ți mai atrezi câteva întrebări. Observăm foarte multe sfaturi în media. Oameni care nu au nicio pregătire psihologică vin și oferă sfaturi populației, dau niște rețete ca fiind adevăruri absolute. De fapt, ce ajută în aceste momente? Gândirea pozitivă, gândirea rațională? Ce ne ajută pe noi, adulți, copii, adolescenți, studenți, indiferent? Ce ne ajută să facem față acestor stresori atât de prezenți în zilele noastre? E foarte important să selectăm sursele, bineînțeles, atunci când căutăm, da, să aflăm care sunt acele lucruri care, într-adevăr, ne pot ajuta, pentru că sugestii pot să fie multe, dar e important să căutăm acele recomandări care au și fost validate, da, care au șanse mai mari să ne ajute odată implementate, pentru că știm că orice schimbare de viață vine cu o serie de dificultăți, da, în implementare și în menținere. E nevoie de o motivație ridicată pentru a face schimbările respective. Și atunci ce le-aș recomanda eu, în principal, cel puțin trei lucruri importante. Unul la mână, să acceseze suport în momentul în care se confruntă cu dificultăți, să nu lase ca izolarea, spre exemplu, fizică, să reprezinte și izolare psihologică. Deci să rămână în contact cu cei care reprezentau și înainte de pandemie o sursă de suport pentru ei, să-și mențină acele rutine, în al doilea rând, care le structurează, da, și le organizează intervalul unei zile, spre exemplu, în așa fel încât să rămână eficienți, să poată să-și atingă obiectivele, să-și ducă la bun sfârșit sarcinile, și să-și mențină un stil de gândire nu doar pozitiv, și pozitiv este foarte bine, dar câteodată când avem situații negative cu care ne confruntăm, e foarte dificil să gândim și nenatural uneori. E foarte important să gândească rațional, adică flexibil legat de ceea ce li se întâmplă. Să se gândească că ar fi preferabil să obțină ceea ce își doresc, dar să înțeleagă că acest lucru nu este obligatoriu necesar, nu trebuie cu necesitate, spre exemplu, și să nu exagereze negativul din situații, da? Să nu catastrofeze, ci mai degrabă să evalueze situațiile pe baza unor nuanțe de gri, să ne spunem așa. Deci să înțeleg că, de fapt, gândirea rigidă și această perspectivă dihotomică alb-negru poate reprezenta uneori chiar declanșarea unor stări emoționale negative. Și atunci, în aceste momente, pentru că vorbim despre stări negative emoționale, legat de accesul la serviciile de sănătate mentală. Oamenii, așa cum ai afirmat, este o stigmatizare legat de psihoterapie sau legat de partea chiar de psihiatrie până la urmă. Care ar fi recomandarea ta în acest moment legat de accesarea acestor servicii? Adică cum i-ar ajuta pe oameni dacă ar face acest pas? Ce ar dobândi ei prin faptul că ar merge la un psiholog sau că ar merge la un psihiatru? Pentru a încerca să diluăm puțin această stigmatizare care n-are nimica de fapt la fundament.
ar câștiga foarte mult dacă a reușit să-și învingă aceste prejudecăți și, nu știu, această stigmă într-adevăr și proiectare, să spunem, a evaluării negative din partea celorlalți în cazul în care ar afla, lucru care este cu atât mai pregnant la noi decât în străinătate, spre exemplu în Statele Unite, când am fost, toată lumea era foarte încântată să vorbească despre ce a discutat cu psihologul, despre cât de des merge la psiholog, deși și acolo știm că există stigma asociată serviciului, lumea este mult mai deschisă. Începe și la noi să se schimbe puțin situația, dar aș vrea să încurajez da, pe oameni, într-adevăr, să facă eforturi să depășească da, aceste prejudecăți pe care le avem și să înțeleagă faptul că avem doar de câștigat din a contacta un specialist. Este atât la fel de firesc să apelezi la un psiholog sau la un psihiatru sau la un psihoterapeut atunci când ai o problemă care este de natură emoțională, care este de natură psihologică sau poate psihiatrică, cum este să apelezi la medic în orice alte circunstanțe, cum este să te duci cu mașina la mecanic când ai o problemă, dar nu încerci să o rezolvi tu, nu o duci să o repare da, altcineva, ci te duci exact la persoana care știi că te poate sprijini în acest sens. Și atunci dacă o să apeleze la psiholog, vor afla o serie de strategii care să-i ajute exact cu acele mecanisme care sunt implicate ca și factori și mecanisme cauzale în problemele și dificultățile emoționale și de viață pe care le au, o să le scurteze timpul da, în a rezolva problema singur. Poate că, sigur, vor găsi și ei mecanismele să facă acest lucru, dar într-un timp mult mai îndelungat. Deci vor salva acest timp prin a lucra cu un specialist care poate să-i ajute, să-i stimuleze. Vor evita da, repetarea greșelilor și unele pattern-uri da, disfuncționale în relaționarea cu ceilalți, spre exemplu, da, în ceea ce privește anumite obiceiuri de viață care sunt nesănătoase. Deci vor avea doar de câștigat. Practic, aș spune că o parte din aceste prejudecăți vin din percepția psihologilor, psihoterapeuților ca ocupându-se doar cu zona de patologie. Da, cu zona clinică, dar până la urmă psihoterapia, spre exemplu, reprezintă intervenție în sănătate și boală. Deci psihoterapeutul te poate ajuta și dacă ești sănătos psihologic să fii și mai sănătos, să-ți optimizezi okay. modul de funcționare. Oana, îți mulțumesc tare mult. Au fost niște informații extrem de utile pentru telespectatorii noștri. Sunt convins că, de fapt, au găsit multe răspunsuri după vizionarea acestei emisiuni și te mai aștept cu mare drag la alte emisiuni viitoare. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc! Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Trăim niște vremuri incerte, dar cu toate acestea, anxietatea, îngrijorarea, chiar dacă apar, sunt normale. Sfatul, recomandarea de a apela la un psiholog, la un psihoterapeut, este unul util și de cele mai multe ori eficient. Aveți grijă de dumneavoastră! Toate cele bune! La revedere!